Parada obiceiurilor de iarnă din municipiul Suceava va avea loc, la fel ca în fiecare an, pe 27 decembrie, în cea de-a treia zi de Crăciun, cu începere de la ora 11. Cei peste 1500 de mascați vor porni din zona stațiunii de cercetare agricolă și se vor îndrepta pe bulevardul principal spre Muzeul de Istorie și Consiliul Județean. Cei mai mulți dintre urători sunt din județul Suceava, însă vor participa și invitații din Republica Moldova și Ucraina. În calitate de organizatori, reprezentanții ai Consiliului Județean Suceava ne-au declarat că anul acesta se va pune mai mult accent pe spectacolul din stradă. Mascații vor urca și pe scena din fața Casei de Cultură, dar vor petrece mai mult timp în public față de ceilalți ani.